Uniunea Europeană va plafona prețul la gazele rusești. Ministrii energiei ai țărilor europene au început astăzi negocierile la Bruxelles. Intenția este de a combate manipularea pieței de către Rusia. La această înțelegere s-a ajuns deocamdată. Colegul meu, Radu Osipov, a urmărit subiectul și ne spune mai multe detalii. Bună seara, Radu, și te ascultăm cu atenție. Bun găsit, doamnelor, domnilor. Bună seara, Elena. A fost azi prima etapă de discuții, cel mai probabil va fi plafonat prețul la gazele rusești, deși există unele opinii că ar trebui fixate limite și la restul importurilor. Europa ar putea trece la un alt indice de comercializare a gazelor pe piață și renunța la TTF-ul olandez, care de altfel contează și pentru prețul de import în Republica Moldova și care e manipulat de Rusia prin reducerea intenționată a ofertei. Va exista o plafonare pentru toate gazele care ajung din Rusia în Uniunea Europeană prin conducte. Miza e stabilizarea pieței, mai ales că Rusia are o cotă de doar 9%. Cu rezervele aproape pline și cu un angajament de reducere a cererii de gaze, guvernele europene se concentrează acum pe piața de energie electrică, unde nu există lichidități din cauza prețurilor mari la materie primă. Și iau în calcul reducerea consumului în orele de vârf, plus plafonarea profiturilor pentru acele companii care au costuri mici de producții. Discuțiile vor continua, decizia va fi până la sfârșitul lunii septembrie, promită președinția cehă a Consiliului European. Trebuie să înțelegem că în actualele condiții de consum a gazului rusesc, gazul rusesc nu mai aduce lichidități pe piață, are mai mult un impact psihologic cu toate aceste declarații ale Gazpromului decât o influență directă asupra prețului. Rusia câștigă profituri mari prin manipularea și reducerea artificială a ofertei, ca să ridice prețurile. Plafonul va reduce aceste profituri. Într-adevăr, mai mulți miniștri ne-au rugat azi să analizăm plafonarea prețului pentru restul gazelor pe care le importă UE. E rezonabil să ne axăm doar pe gazul rusesc.